Ne aflăm în cadrul Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești din cadrul Curții Domnești din Târgoviște. O avem alături de noi pe doamna Luminița Anghelescu, conservatorul acestui muzeu, care ne va povesti ce vedem astăzi aici. Da. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Deci, Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești de la Târgoviște este găzduit în prezent în Casa Aramă din incinta Curții Domnești. O clădire care a fost reconstruită din temelii, pe locul unde odinioară se afla o casă egumenească, construită pentru Dionisie Lupu, egumen la Mănăstirea Dealu. Casă la care și călugării de la această mănăstire au trudit în anul 1802, când un puternic cutremur afectează chiliile acestui lăcaș de cult. Dovezi referitoare la istoria acestei clădiri sunt două documente. Unul din anul 1802, din care aflăm că domnitorul Constantin Ipsilanti hărăzea mănăstirii Dealu drept metoh Biserica Sfânta Vineri, teren în curtea domnească și grădinile domnești, și un altul din anul 1803, care evidențiază faptul că deja în anul 1803 pe acest loc se ridicase o pereche de case mari cu odăi sus, cuhnie și grajduri. De-a lungul timpului, în cursul secolului 20, casa a fost folosită ca internat școlar particular, sediu al poliției orașului și chiar sediu al comandamentului german în timpul primului război mondial. Din păcate, casa s-a dărâmat în întregime în urma unui cutremur, din ea păstrându-se în prezent doar două ziduri de interior. În proiectul de conservare-restaurare desfășurat aici la Curtea Domnească în perioada 2008-2010, a fost inclusă și restaurarea acestei case, care respectă în întregime planul și aspectul casei, redat de o fotografie făcută de Carol Pop de Satmari în anul 1867. Și din anul 2011, la parterul acestei clădiri, a fost amenajată expoziția Muzeului Tiparului și al Cărții Vechi Românești. Practic, expoziția ilustrează activitatea tipografică de aici, din Târgoviște, dintr-un începuturi, adică început de secol XVI, dar și din Moldova și Transilvania, unde centre tipografice au apărut mult mai târziu și culminează cu editarea primelor publicații cu caracter regulat, când evoluția Cărții Vechi Românești poate fi considerată încheiată. Așa cum știe toată lumea, la o jumătate de secol după ce Gutenberg dăruiește omenirii, ca să spunem așa, una dintre cele mai minunate invenții, tiparul cu litere mobile, tiparul ajunge și aici, în țara românească, la inițiativa domnitorului Radu cel Mare, un domn despre care se spune că a fost un domn bun, blând, iubitor de cultură, n-a purtat războaie și îndeoseb s-a preocupat de treburile culturale ale țării. El a avut inițiativa să invite aici în țară un mare meșter tipograf pe Macarie, care aici, la Târgoviște, la Mănăstirea Dealu, va tipări primele cărți care au fost vreodată tipărite pe pământ românesc. Și sunt acestea de aici. În anul 1508, Liturghierul, în anul 1510, Octoiul și în 1512, Evangheliarul. Sunt cărți tipărite în limba slavonă, cărți de cult religios tipărite în limba slavonă, pentru că la vremea aceea limba slavonă era limba oficială în biserică, dar și în cancelaria domnească. Vreme de trei decenii, tiparul încetează în țara românească și este reluat mai apoi de Liu Babici, care a ajutat de doi călugări, călugărul Petru și Oprea, vor tipări tot aici la Târgoviște încă două cărți, un molitvetnic și un apostol. Tipărirea apostolului la fel a fost un moment important, pentru că el va fi tipărit în două ediții, una pentru țara românească și una pentru Moldova. Deși nu apare menționat în epilogul cărților tipărite de Liu Babici aici la Târgoviște, se pare că activitatea tipografică a început-o în acest oraș, despre Coresi este vorba. De altfel, atelierul lui de aici de la Târgoviște se pare că a fost făcut din rămășițele vechii tipografii ale lui Liu Babici. La Târgoviște, Coresi împreună cu cei 10 ucenici ai săi
va tipări o singură carte, un triod penticostal. Este prima carte în care apar gravurile în ciclu, este vorba despre 11 gravuri cu scene din viața și patimile lui Isus. Restul tipăriturilor sale și nu puține la număr, vreo 36 în română, dar și în slavonă, vor fi realizate la Brașov, pentru că acolo exista o moară de hârtie, dar și mult sprijin financiar din partea etniei săsești. Însă cel mai mare merit al lui este acela că a reușit să sădească în mintea oamenilor faptul că și în limba română se poate citi cuvântul Domnului, pentru că, așa cum amintea el în epilogul Evangheliarului tipărit în anul 1561, prima carte în limba română, este mai bine să grăiești 5 cuvinte într-o limbă înțeleasă decât 10.000 de cuvinte într-o limbă pe care nu înțelege nimeni, el fiind al doilea după Filip Moldoveanu care a tipărit o carte în limba română. Așa, dacă vreți, circuitul e pe aici, cu obiecte conexe activității de scriere și un mobilier care provine din conacul Băcăreștilor. Da, și aici avem activitatea tipografică de secol 17, ilustrată, când ce se întâmplă? Apar noi centre tipografice în Moldova la Iași, în Transilvania la Alba Iulia și se impun tipăriturile în limba română. Practic este o epocă de intensă activitate culturală din vremea lui Matei Basarab și Vasile Lupiu, ambii având cam aceeași politică editorială. Vor să înlocuiască limba slavonă în tipărituri cu limba română. Prin tipărirea de cărți în limba slavonă vor să facă o înfrățire a popoarelor de limbă slavă care nu aveau tipografii, iar prin tipărirea de cărți juridice să întărească poziția clasei conducătoare. Și aici sunt câteva din cărțile tipărite în această perioadă, printre care Cazania lui Varlaam, tipărită în Moldova în 1652 de către mitropolitul Varlaam, sau Cartea românească de învățătură, se mai spune, o carte formată din 75 de predici, dar în care apar și primele versuri tipărite în limba română. Tot aici avem Evanghelia învățătoare tipărită la Mănăstirea Dealul, Îndreptarea legii tipărită aici la Târgoviște în vremea lui Matei Basarab este prima carte de drept în limba română și tot aici avem și Biblia de la București, tipărită în doar 10 luni, dar la traducerea ei este prima traducere integrală a Bibliei, dar la traducerea ei s-a lucrat vreme de mai bine de un secol printre traducători numărându-se și Radu și Șerban Greșeanu, dar și stolnicul Constantin Cantacuzino. Ea practic deschide o epocă de intensă activitate culturală din vremea lui Brâncoveanu, care aduce aici în țară un mare meșter tipograf pe Antimi Vireanu, în vremea căruia se înființează tipografii în Buzău, un râmnic, la Mănăstirea Antim, dar și aici la Târgoviște și doar aici la Târgoviște, Antimi Vireanu tipărește vreo 19 cărți în română, dar și în greacă, câteva dintre ele sunt acolo, cu subiecte religioase, dar și laice. Deci, aici este început de secolul XIX, când ce se întâmplă? Este o perioadă de tranziție în care coexistă alfabetul chirilic cu cel latin în tipărituri și în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, alfabetul chirilic este înlocuit oficial cu cel latin în scriere. Este o perioadă în care gustul pentru lectură, dorința de instruire se răspândește în rândurile întregii societăți și pentru asta se tipăresc cărți variate ca tematică și care arată și o diversitate de preferințe. Este perioada în care monopolul bisericii asupra tiparului încetează. Apare cartea laică și primii care dețin o tipografie privată, primul care deține o tipografie privată în țara românească este chiar Ion Helia de Rădulescu,
la această tipografie, asigurând și tipărirea Curierului Românesc, primul periodic cu apariție regulată. Nici moldovenii, dar nici ardelenii nu se lasă mai prejos și au propria tipografie, unde vor tipări Albina Românească Moldova și Gazeta de Transilvania în Transilvania. Tot acum este perioada în care iau ființă școlile naționale și se tipăresc foarte multe manuale și avem aici câteva din manualele tipărite în această perioadă. Sunt tipărite tot acum primele cărți de drept, dar apar și scrierile scriitorilor noștri în temeiuri ai literaturii moderne. Pelimon, Cogălniceanu, Dacia lui literară a lui Cogălniceanu, mai avem aici Salba literară a lui Alexandrii. Da, și tot aici avem și ilustrată și legătura de carte. Da, aici este o reconstituire de atelier tipografic. Cel de acolo era cu legătorul sau zețarul care lua litere de acolo din cutie, pe tăblița aceea din lemn așeza, literă cu literă, până umplea pagina, ungea literele cu cerneală, punea coala peste ele și le aducea aici la presă, unde tipograful avea misiunea de a le presa. Practic ăsta, pentru a doua pagină, din nou literă cu literă, și ați văzut cărțile care aveau 500-1000 de pagini. Practic ăsta era avantajul presei, ca o pagină să fie tipărită într-un număr mai mare de exemplare. Munceau. Păi ați văzut că primele cărți au fost tipărite la un interval de 2 ani. Da. Semn că nu era o activitate prea ușoară. Și este în cadrul muzeului prima carte tipărită? Este facsimil. Alea care vi le-am arătat acolo, la 1508-1510, dar cele de secol 17-18-19 sunt multe dintre ele originale. Noi le mai înlocuim între timp că nu avem voie din cauza climatului să le ținem mai mult de 3 luni și periodic băgăm facsimile, și dar pe cele de secol 16 nu le avem noi, poate doar la Biblioteca Academiei. Am înțeles.